Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Prietenoasă și copilăroasă, dacă te-ai născut pe 24 noiembrie, reușești să fii sinceră și atentă în același timp. Spui totul așa cum este, dar știi să nu jignești pe nimeni. Manierele fermecătoare și aura de energie tinerească atrag prietenii și fanii la tine. Extremele nu sunt stilul tău și de aceea reacționez calm și pașnic la majoritatea situațiilor și problemelor. Cu toate acestea, în ciuda dorinței de compromis și de a coopera, ai tendința să ai încredere doar în propria ta opinie și în nimeni altcineva. Ești energică, sociabilă, pentru tine este extrem de important ca eforturile tale să fie apreciate în mod corespunzător. Asta nu înseamnă că singurătatea ți este complet străină, dar la prima vedere în viața ta se poate vedea ce loc special ocupă prietenia. Ești un prieten de nedejde, dedicat și loial, dar și invers, dușman foarte rău. Absurditatea ta incredibilă te face să te angajezi constant în dispute și să te afli în centrul situațiilor complicate, dar este și principala forță motrice pe drumul spre succes. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, optimism, nepolitețe, entuziasm. Ești o persoană veselă, cinstită și corectă, ai o sete mare de independență spirituală, iubești animalele cu precădere câinii. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici. Sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială. Dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor, deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru atitudinea selectivă față de informații, precum și pentru lipsa de obiectivitate. Ești atipică. Te deosebești de alți reprezentanței zodiei prin moliciune. În mod normal ești energică, îți place să comunici, dar îți este la fel de ușor să fii singură. Ai însă o trăsătură unică. Ai o pasiune pentru discuții. Poți discuta pe teme profesionale, sociale, alte subiecte. Cu cât participi la discuții, cu atât mai bine, ai ocazia să-ți verifici superioritatea mentală. Dacă nu primești satisfacții din discuție, te retrage din compania celor de față. Nu eviți problemele și, dacă este necesar, îi poți asigura pe ceilalți că preferi să întâlnești față în față toate evenimentele. Poftata de dispute servește ca o supapă de evacuare pentru tensiunea socială și psihologică. Pentru tine, adevărata fericire constă în dezbateri aprinse pe subiecte arzătoare. Adesea, datorită excentricității naturii tale, cauzată de caracteristicile fizice și psihologice, Chiar la o vârstă fragedă simți clar că ești făcută dintr-un material complet diferit de alții. Acest sentiment nu-ți place deloc, deoarece, la fel ca majoritatea oamenilor, vrei să te identifici cu un anumit grup social. În această privință, principalul tău stimul în viață poate fi dorința de a deveni ca toți ceilalți. Această dorință te face mai vulnerabilă la influențele negative în comparație cu ceilalți. Ori de câte ori aspiri la o existență lipsită de griji, te confrunți în mod constant cu provocări interne și externe. Aceasta, de fapt, are ca rezultat o tendință de distracție constantă sau, invers, de izolare sau de alunecare de la o extremă la alta. La un nivel mai profund, succesul în relațiile sociale este necesar pentru a te afirma ca persoană. Pentru a-ți realiza propriile valori și apartenența la un anumit grup, precum și pentru a te asigura că nu ești mai rad decât ceilalți. Ești adesea plină de viață și veselă, utilă celor dragi, receptivă și participi de bunăvoie la tot ceea ce se întâmplă în jur. Te înconjori de o armată, în cel mai rocaz de corpul armatei de prieteni, care îi protejezi și îi încurajezi la diverse evenimente publice, de la mese festive la petreceri. Pentru tine, una dintre cele mai mari plăceri este să mănânci și să bei alături de prieteni. Dacă înveți să te accepti așa cum ești, evitând astfel zborul de la tine însăți, poți trăi o viață stabilă și productivă. Mai mult decât atât, poți privi diferențele dintre tine și ceilalți ca o forță care te ajută să faci o carieră de succes, te distingi față de alții nativi din săgetător prin astfel de trăsături speciale. Ești filozofică, simplă, veselă, respectând tradițiile, ești o persoană independentă, puternică, nu accepti conducerea celorlalți, trăiești după propriile reguli și nu depinzi de opiniile celorlalți, ești creativă și polivalentă, îi captivezi cu ușurință pe ceilalți cu ideile tale și îi inspiri să le realizeze, obișnuiești să fii lider în profesie și în relații. Nu tolerezi controlul și te străduiești pentru libertate. Cum afectează data de 24 noiembrie soartata? Apreciezi prietenia și urăște dușmanii. Așa se poate caracteriza persoana ta. Extrem de puternică de la naștere, îți capeți cu ușurință locul sub soare. Nu ziți niciodată. Determinarea ta te ajută să obții ceea ce ți dorești din viață. Perseverența și concentrarea pe rezultate provoacă încântare în ceilalți. Nu vei fi niciodată învinsă, deoarece ca nimeni altcineva, îți cunoști propria valoare și știi să te vinzi profitabil. Te vei strădui mereu pentru noi cunoștințe, călătorii, cunoașterea noului, care lărgește mintea și îmbogățește experiența de viață. Constelația săgetător care te patronează te face incredibil de sociabilă ești foarte activă, nu știi să stai nemișcată, ești împovărată de o muncă plictisitoare și monotonă. Dorința constantă de a crea ceva nou te duce la recunoaștere în cercurile sociale. După cum am menționat deja, ești foarte credincioasă, ești foarte sensibilă la oamenii apropiați. Este mai bine să fie prieteni cu tine, pentru că nu dai nicio șansă inamicilor sau celor care nu au fost în favoarea ta carismatică și foarte luminoasă, ești întotdeauna în centrul atenției, datorită trăsăturilor tale provocând de dragoste și simpatie sinceră în cei care sunt prieteni cu tine. Dar cei care nu sunt printre fanii tăi vor recunoaște în continuare exclusivitatea ta. Ești intenționată încă de la naștere, nu-ți pasă ce forță va costa realizarea dorințelor tale. Dezvoluită lumii pe 24 noiembrie ai o natură solidă, ești incredibil de disciplinată, ceea ce te ajută să stăpânești în noile științe. Datorită mentalității logice, poți găsi o cale de a ieși din situații incredibil de dificile. În materie filozofică ești cel mai mare raționalist. În opinia ta, nu ar trebui să existe emoții. Resursivitatea ta te ajută să fii câștigătoare în viață. Nu-ți place să fugi sau să te sustragi de la probleme întotdeauna cu un cap mândru ridicat întâmpini toate necazurile. Nu te ascunzi niciodată de dificultățile vieții, pentru că nu ești lașă. În caz de dificultăți, le abordezi imediat fără întârziere. Dar depășind această problemă, uiți de ea pentru totdeauna. Tu încerci întotdeauna să pui totul la locul lui și nu ne este nevoie să fii deranjată. Cei care vor să intre într-un conflict sau într-o dispută cu tine pierd întotdeauna, pentru că vei găsi argumentele necesare pentru a convinge. Unicitatea născută creează o mare problemă pentru tine. Nu-ți place exclusivitatea ta, pentru că din potrivă, vrei să fii ca toți ceilalți. Ești împovărată de capacitatea de a privi într-un mod special lumea, disimilarizând restul. Dar, în ciuda conflictului intern, Ești incredibil de creativă, iubești călătoriile, ai un stil de viață activ, urăști activitățile plictisitoare și banale, în plus, obții o bună pricepere în diverse arte, dragoste și compatibilitate, în relații strânse, ești romantică, blândă, sofisticată și grijulie, ai nevoie de un prieten iubitor cu care să-ți poți împărtăși calea vieții tale și, prin urmare, spre deosebire de tipul săgetător tipic, ești mai dispusă să intri într-o lungă alianță. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani. Vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură. Astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, poate cel mai important este să menții relații bune cu ceilalți, ești prietenoasă, deschisă, politicoasă și atentă, ești destul de moale, gata să faci compromisuri, forța personalității tale este onestitatea, ești înclinată să vorbești direct, fără ocolișuri dar în același timp reușești să-mi rănești sentimentele nimănui. Ești fermecătoare, sociabilă, calmă, rezonabilă, pașnică. Nu este surprinzător că ai mulți prieteni. Pentru tine, este important ca contribuția ta la o cauză să fie apreciată. Nu vei înainta un proiect către instanța colectivă până când nu vei afla exact ce remunerație vei primi, dacă va fi implementat cu succes. Adori să lucrezi pentru viitor. Ai succes în diverse domenii, dar astrele te sfătuiesc să fii prudent atunci când participi la proiecte financiare, sănătate și boli. Iubești plăcerile, așa că poți deveni un bucătar bun și cunoscător al artei culinare. În acest sens, trebuie să fii atentă să nu depinzi completă de alcool și alimente grase, dependența este în general punctul tău slab. În caz contrar pot apărea probleme cu sistemele cardiovascular și digestiv. Prezinți un risc ridicat de a dezvolta obezitate și boli endocrine. Tu ai tendința de a gravita spre plăcerile trupești. De exemplu poți dori să stabilești recorduri intime, să atingi frumusețea perfectă a corpului prin stimularea mușchilor, aplicarea tatuajelor, piercing etc. Pasiunea devine rapidă dependență. Consecințele sunt clare și îți va fi extrem de dificil să faci față de dependenței, deoarece îți place să faci exerciții fizice, trebuie să te străduiești pentru orice încărcare activă, tenis, aerobic, sporturi de echipă sunt deosebite de bune. Pentru a evita anxietățile și depresiile recurente care afectează în mod negativ starea psihicului, trebuie să ajungi la baza problemelor care te preocupă destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură intenționată, puternică, cu un caracter solid, pășind îndrăzneț prin viață, obții multe, înconjurându-te de confort și lux. Ai o minte ascuțită, talent oratoric, ești practică și disciplinată. Ai mulți prieteni care te vor susține și ajuta în orice moment. Există însă și multe persoane invidioase care vor să te enerveze. Poți avea succes în special în muzică, pictură, artă vizuală și activitate teatrală. Îți place să călătorești, ai tendința să-ți schimbi locul de reședință. În ceea ce privește banii, urmează succesul și norocul, sfaturi pentru tine. Scopul tău în viață este o existență lipsită de griji, dar în practică, trebuie să faci față multor provocări, depășește dificultățile, temperează-ți personalitatea fii mai responsabilă în raport cu tine însă -ți și realizează ce este mai bun pentru tine. Nu fugi de problemele tale.